Emrei Incremen este de teamă atunci când vede că Mert, fiul lui Muzaffer, a fost rapid. Teama cea mare a tanarului este că el va fi învinuit de dispariția fiului omului de afaceri și încearcă disperat să rezolve această gravă problemă. La conac, Muzaffer face fata cu greu situației cumplite în care se afla, iar nefisei este alături. Azime arunca bomba în familia boierului atunci când spune că știe cine se face vinovat de dispariția micutului Mert. Când Muzaffer afla cine este rapitorul fiului său, situația scapa de sub control. Va reuși Emre să salveze viața micutului Mert? Cum va reacționa nefisei atunci când va afla că fiul ei este implicat în dispariția mezinului Mert?